România ia gaze din Azerbaijan. Romgaz semnează astăzi un contract cu Socar pentru furnizarea de pe 1 aprilie timp de un an. De altfel, România ar putea chiar să exporte gaz azer în regiune. Discut mai multe cu Radu Dudău, director Energy Policy Group. Bună ziua, bine ați venit la LEV News! Bună ziua! Ce știm despre prețul gazelor azere achiziționate de România în raport cu ceea ce se întâmpla până la agresiunea rusească din Ucraina și cum va afecta el piața de gaze românească și în ce măsură compensările de la acest moment, dacă mai pot fi extinse, de exemplu, și la consumatorii industriali? Mai multe întrebări într-una singură. Hai să începem cu prima. Da, legat de preț, nu știm mare lucru, pentru că nu a fost comunicat nimic legat nici de preț, nici de volumul din acest nou contract, pentru că, trebuie spus, este al doilea contract încheiat de Romgaz și compania de stat din Azerbaijan, Socar. Unul fusese încheiat în luna decembrie, pe semne pe 3 luni de vreme ce acesta nou începe de la 1 aprilie. Deci nu știm exact care va fi prețul, dar nu există niciun motiv pentru care ar fi sub prețul pieței. Trebuie spus că prețul gazelor în momentul de față, în comparație cu, să spunem, momentul februarie 2022, când a început invazia rusă în Ucraina, se situează cam la același nivel. Deci am avut o creștere explozivă în timpul verii, după aceea, către sfârșitul toamnei, a scăzut semnificativ prețul gazelor în întreaga Europa, pentru că era clar că iarna avea să fie mai ușoară decât s-au temut guvernele europene și în momentul de față e cam la același nivel. Deci nu este niciun preț scăzut, niciun preț foarte mare. Ascult. Întrebarea dumneavoastră separată care ține de eventuala compensare a consumatorilor industriali mari. Corect. Noi avem o ordonanță de urgență care subvenționează prețul consumatorului final, inclusiv pentru non-casnic, deci industrial, până în 50 de, într-un consum anual de 50.000 de megawattioră. Problema consumatorilor mari de energie, care depășesc cu mult acest plafon, poate fi rezolvată și prin tot felul de alte subvenții și ajutoare de stat care le sunt acordate acestor companii. Eu nu cred că ar fi sănătoasă o acoperire de planul și necondiționată a costului energiei, indiferent de consum și împrejurări. În fond, aceste companii trebuie să-și eficientizeze consumul de energie, dar am susținut totodată că ele trebuie ajutate în această perioadă de criză, pentru că, în fond, sănătatea economiei românești depinde și de buna funcționare a acestor companii. Domnule Dudău, acest contract va acoperi și necesarul de gaze de care avea nevoie Republica Moldova, pentru că știm că România contribuie cu un aproximativ de 60-70% din nevoia de gaze a țării vecine? Sigur, întâi trebuie să înțelegem că România trebuie în permanență să fie preocupată să-și asigure propriul consum. România importă undeva la 10-15 până în 20% din consumul anual. Trebuie să fim pregătiți pentru eventualitatea întreruperii complete a oricăror importuri din Federația Rusă. Prin urmare, 1-2 miliarde de metri cubi de gaze de import trebuie asigurate. Acum, necesarul Republicii Moldova nu este mare, dar, într-adevăr, ei nu au alternativă. România îi ajută, inclusiv când era foarte greu. Trebuie spus însă că dacă ne gândim la un volum de probabil 1 miliard de metri cubi pe care îl așteptăm să fie importat din Azerbaijan,
Important este că România, în momentul de față, are infrastructura acestui așa numit coridor vertical, adică putem importa gaze de la sud, din Grecia, Bulgaria, eventual să dăm mai departe către Ucraina, către Ungaria. Și în afară de gazele din bazinul Caspic, avem și opțiunea de a importa gaz natural lichefiat din Grecia. Prin urmare, e lăudabil că reușim să accesăm aceste surse de gaze, gaz natural lichefiat, gaz Caspic, care acum un an erau doar ipotetice și incerte. Nu știam dacă și când o să le putem accesa. Domnule Dudău, vă mulțumim foarte mult că ați avut timpul în această dimineață să fiți cu noi alături la Live News. O zi frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru informații. La fel.